Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi avem o noutate bună. În sfârșit, după 3 ani și jumătate de când am depus plângerea la procuratură pe schema cu importul energiei din Ucraina în 2008, după 3 ani jumate cât ne-am luptat și ne-am judecat cu procuratura, luni, 7 iunie, în instanța de judecată, procurorii au fost obligați să reiau urmărirea penală. Deci i-am convins, i-am forțat totuși să deschidă dosar penal pe această schemă. Se cunoștea despre implicația lui Igor Dodon, el a recunoscut public acest lucru, asta și ne-a condus să depunem plângere la procuratură. Au apărut informații noi că de fapt jumătate din prejudiciu adus consumatorilor, jumătate din banii furați la noi, au ajuns la un offshore de lui Vladimir Plahotniuc. Iată, despre asta vom discuta astăzi și vom explica ce urmează mai departe. Pentru că deschiderea dosarului penal încă nu înseamnă condamnarea lor. Întâi de toate, cum am aflat de această schemă? Am aflat datorită unei investigații jurnalistice făcute de Cornelia Cozonac și Ion Preașca încă în 2008. Și le mulțumim foarte mult pentru lucrul pe care îl fac. Noi ce am făcut, am acumulat material probatoriu și am dus lucrul până la capăt. Am depus o plângere la procuratură. Cum funcționa această schemă pentru cei care nu sunt la curent? Deci până în aprilie 2008, Republica Moldova procura energie electrică din Ucraina de la furnizor la direct, fără intermediari, de la UCR Interenergo la prețul de 40 de dolari per megawatt. În aprilie 2008, Guvernul Republicii Moldova trimite o delegație ca să negocieze un nou contract de import a energiei. Deci a fost o delegație Republicii Moldova la Kiev. Este dispoziția numărul 32 din 21 aprilie 2008, semnată de prim-ministru de atunci Zinaida Greceană, prin care se aprobă componența delegației. Conducătorul delegației era Igor Dodon, pe atunci ministrul economiei, și mai făceau parte Marc Râmiș, administrator la Moldelectrica, și Alexandru Gusev, directorul la Energocom. Deci anume Gusev a semnat contractul după ce Dodon a încheiat negocierile. În rezultatul acestor negocieri purtate de Igor Dodon la Kiev, începând cu luna mai, Republica Moldova avea deja două contracte de procurare a energiei din Ucraina. După un contract, o parte de energie o cumpăram la direct de la același UCR Interenergo, la prețul de piață, 40 dolari megavatul. O altă parte de energie o cumpăram printr-un intermediar, Energopartner KFT, la prețul de 53 dolari. Adică ce facea intermediarul? Cumpăra la preț de piață energie și nu o vindea nou mai scump. Eu m-am adresat la ANRE și am solicitat informații cine și câtă energie a dat și la ce preț. Și avem scrisoare, noi am publicat-o, am transmis-o și la procuratură încă 3 ani jumate în urmă. Și iată, din anexa la scrisoare vedem toate aceste chestii și orice om care cunoaște un pic matematica poate verifica și poate calcula singur care este prejudiciul. Pentru perioada mai-decembrie 2008, având diferența de preț, având cantitățile care le-a livrat fiecare furnizor, deci pentru mai-decembrie 2008, acest Energopartner a câștigat pe seama noastră 14,5 milioane dolari. Energia s-a scumpit în mai, în luna iulie, pe 30 iulie, ANRE ridicase tariful cu 12%. Da? Deci toată povara asta a fost pusă pe spatele consumatorilor. Având toate aceste materiale, noi am depus o plângere la procuratură. 4 persoane. Pe, vă spun și data, pe 31 octombrie 2017. Iată, tot procesul ăsta care s-a finalizat acum luni pe 7 iunie a început pe 31 octombrie 2017. Imediat după asta, procurorul Lilian Bacalâm a deschis un proces penal. Proces penal, asta e o procedură prealabilă, asta nu înseamnă dosar penal. Ne-a audiat pe noi, a zis că da, vom investiga, vom atrage la răspundere dacă e cazul. Peste o lună a clasat procesul penal, 15.12.2017, Bacalâm clasează procesul penal și nu știu cum uită să ne înștiințeze. Sunt 4 petiționari și Bacalâm nici pe unul nu i-a înștiințat. De fapt, versiunea oficială e că știți, iată, poșta nu a găsit adresele noastre
Și nu-i prima dată când scrisorile de la procuratură, nu știu cum, nu ajung la noi. Așa. O clasat, o clasat. Noi nu știam. Deci după lege noi avem dreptul să contestăm acțiunile procurorului în instanță de judecată. Noi l-am mai telefonat pe parcurs să întrebăm ce cu dosarul. Da, noi investigăm, noi încă se desfășoară urmărire penală. În scurt, nici nu ne-a spus la telefon că dosarul a fost, că procesul penal a fost închis. Vara trecută, eu am fost la procuratură să depun mărturii pe alt dosar. Și i-am întrebat, dar ce se întâmplă cu plângerea noastră? Și ne-au spus, adresați-vă în scris și ați vă răspunde. Eu m-am adresat în scris și în septembrie anul trecut am aflat că procesul penal a fost clasat. Am contestat această ordonanță a lui Bacălâm la procurorul ierarhic superior și el ne-a refuzat, acum recent, anul trecut, în noiembrie, procurorul adjunctul, procurorul șef de la PC Cox. Și după asta noi în decembrie ne-am adresat în judecat. Acum, judecata s-a început pe 1 februarie 2021, iată am citația. Deci anul ăsta, pe 1 februarie, s-a început judecata între mine și PC Cox, procuratură. Și s-a terminat pe 7 iunie, acum două zile în urmă. Și eu am ținut câștig de cauză și i-am impus pe procurori să deschidă dosar penal. Între timp au apărut informații noi. Două luni în urmă, asta lucruri despre care nu se cunoaște, deci vorbim de detalii noi. Două luni în urmă, la președinție, a parvenit informații de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. SPCSB. Informația asta, scrisoarea aceea, este cu parafă secretă, deci este confidențială. Eu nu am dreptul să o fac public, nici președinția nu are dreptul. Am să dau câteva detalii pe care societatea trebuie să le cunoască. Deci, potrivit informației SPCSB, jumătate din banii pe care i-a câștigat pe spatele nostru acest intermediar, Energopartner KFT, au ajuns la un offshore de-a lui Plahotniuc, Borg Traders Corporation. A fost și un transfer direct de la Energopartner către Borg Traders și din primul transfer acela a fost cumpărat un ceas elvețean de $50,000. Având toate aceste materiale, procuratura a înțeles că nu va scăpa, nu va putea mușamaliza cauza. Și în mai anul acesta, procurorul general a dispus reluarea urmăririi penale, de fapt a dispus deschiderea unui dosar penal. Ce este important aici să menționăm? De fapt, întâi de toate vreau să ofer cuvântul domnului Tudor Șoito, pentru că mai sunt niște elemente care trebuie menționate, pentru că aici nu e vorba numai de Dodon și Plahotniuc. Domnul Șoito, aveți cuvântul. Stimați prieteni, bună ziua! Noi și cu jurnaliștii nominalizați am făcut lucrul procurorilor. Noi încercăm să trezim procuratura, să le arătăm ce trebuie să facă, să-i aducem la realitate și să-i îndemnăm și să respecte obligațiunile de serviciu. Să le spunem până la urmă că ei sunt în slujba poporului. Noi am acumulat o sumedenie de probe și suntem gata să oferim procurorilor consultanța necesară dacă acești procurori se fac că nu înțeleg. Vom urmări cu foarte mare atenție cum decurge ancheta. În acest context, ceea ce a povestit domnul Sergiu Tofilat și ceea ce se întâmplă în jurul acest dosar cu tărăgânările respective, este normal că și dumneavoastră, stimați cetățeni, și noi, și toată lumea își pune întrebarea. Dar care este rolul doamnei Zinaida Greceanu, prim-ministru pe timpul respectiv, și a domnului Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, în perioada respectivă? Care este rolul lor în această afacere și ce au întreprins ei, care se declară că sunt susținătorii poporului, că sunt de partea poporului, că ajută poporul. Cum îl ajută? Furându-l. Altă soluție noi nu vedem. Și vreau să vă amintesc, stimați cetățeni, acesta probabil este primul dosar de rezonanță, dar vă asigur că urmează încă multe, multe dosare.
și cu Moldova Gaz, și cu Portul Giurgiuleș, și cu multe alte tărăboiuri care le-a făcut guvernarea începând cu anul 2001, și care s-au perindat la putere până în prezent. Și încă mai fac, au mai rămas 2-3 zile până la alegerile anticipate, dar ei încă nu se astâmpără și nu se liniștesc. Eu sunt convins, stimați cetățeni, că în această afacere sunt vinovați toți cei nominalizați. Și Dodon, și Plăhătniuc, și Voronin, și Zinaida Greceană, probabil mai sunt și alții, dar asta procuratura va stabili. Noi o să urmărim pas cu pas ce face procuratura și vrem să le amintim procurorilor că în fața legii toți suntem egali, indiferent ce funcție avem noi, că suntem muncitori de rând, că suntem președinți, prim-ministri, procurori, n-are nicio importanță. Legea este lege pentru toți. Eu vă mulțumesc. Exact, de acord, domnul Șoitu. Câteva elemente importante ce țin de dosarul penal. Prima, noi avem stabilit prejudiciul, 14,5 milioane de dolari. Doi, noi avem mărturiile sau declarațiile lui Igor Dodon la o emisiune că el recunoaște faptul că a negociat personal acest contract. Și trei, noi avem confirmarea de la SPCSB că jumătate de bani au ajuns la un offshore controlat de Vladimir Plahotniuc, deci al cărui beneficiar final este Vladimir Plahotniuc. Acestea sunt elementele necesare și suficiente pentru ca aceste persoane să fie atrase la răspundere. Noi vrem să ajutăm procuratura, pentru că înțelegem că aici sunt necesare și cunoștințe pe domeniul bancar, energetic, noi avem toată deschiderea, poftim, adresați-vă, contactați-ne, noi suntem gata să vă ajutăm. Noi avem două întrebări către domnul Igor Dodon. Prima, spuneți-ne, vă rog, domnul Dodon, cine v-a dat indicații să negociați contractul de import a energiei prin compania intermediară Energopartner? Și doi, ce beneficiu ați primit dumneavoastră personal din această schemă? Sau poate dumneavoastră gratuit ați făcut? Iată, vrem să aflăm răspuns la aceste două întrebări. Și îndemnăm reprezentanții presei să-l contacteze pe domnul Dodon ca să aflăm opinia lui. Vreau să mă adresez de asemenea procurorilor. Noi nu cunoaștem cine la moment desfășoară urmărirea penală pe acest proces. Vom contacta Procuratura Generală, nu știu, ori în scris, ori la telefon. Vrem să aflăm cine se ocupă de dosar. Domnilor procurori sau doamnelor, nu cunoaștem, voi aveți șansa să deveniți eroi. Pentru că nu în fiecare zi se deschid dosare penale de așa rezonanță pe cei mai pe demnitari de stat de rang cel mai înalt. Președinte, prim-ministru, ministru a economiei. Deci, voi aveți posibilitatea să deveniți eroi. Și aveți toată susținerea noastră, unde putem, noi să vă ajutăm cu mare plăcere. De asemenea, vreau să mă adresez la judecători, pentru că dosarul trebuie să fie transmis în instanța de judecată. Noi vom urmări foarte atent cum judecătorii vor examina această cauză. Dacă ei cumva vor fi intimidați, noi suntem gata și să îndemnăm tot poporul să venim în apărarea acestor judecători. Sperăm că își vor face toți lucru cinstit și persoanele responsabile vor fi atrase la răspundere. Vom urmări cu atenție cum se desfășoară acest caz împreună cu presa de investigație și vom informa societatea fiecare dată când vor apărea noutăți pe acest dosar. Eu vă mulțumesc că asta e ce am avut noi de declarat. Acum trecem la întrebări. Dacă sunt, vă îndemn reprezentanții presii să ne adresați întrebări. Eu am o întrebare, poate. Vă rog. Alte întrebări. Aveți probe, există probe, poate intermediarul cumva și-a meritat cei 15 milioane de dolari? Există justificări pentru... Da, cred că întrebarea. Da, deci întrebarea a fost dacă intermediarul cumva a câștigat legal și justificat acele 15 milioane de dolari. La această întrebare ne dă răspuns informația prezentată de ANRE. În anexă vedem că începând cu luna mai 2008 au existat două contracte de import a energiei.
Deci o cantitate de energie o cumpăram la direct de la furnizorul ucrainean la prețul de $40 megawattul. Altă cantitate o cumpăram prin intermediar la $53. Deci cu 30% mai scump. Întrebarea e simplă, dar de ce nu cumpăram toată cantitatea de la furnizorul direct, așa cum a fost până în aprilie 2008 și cum a fost tot anul 2007? Mai mult ca atât, vreau să vă spun că în Ucraina există deschise dosare penale pe exportul ilegal de energie electrică, inclusiv pe această companie Energopartner KFT, inclusiv pe directorul acesteia, Vasil Bechvarș, tot el Melnikovici, tot el Danilov. Și sunt legăturile lui cu gruparea criminală Sonțavskaya și cu Semion Iutkovici Mogilevici. Tot el a fost condamnat, acest Bechvarș, și a făcut pușcării pentru o tentativă de asasinat. Tot el acum este în relații bune cu mătrul lui Putin, Medvedciuc. Deci noi vorbim de o schemă criminală, nu este doar ceva care nu poate fi argumentat. Deci sunt probe mai mult decât suficiente. Mai ales că jumătate de bani a fost urmărit circuitul banilor, jumătate de bani au ajuns la Plahotniuc. Bun. Aici încheiem. Vă mulțumim frumos pentru atenție și vă vom ține la curent cu desfășurarea acestui dosar și pe parcurs, când vă mai pregăti și alte plângeri la procuratură, pentru că este foarte mult de lucru, la fel o să vă ținem la curent. Vă mulțumim. O zi bună.